Zăpada îngerilor, prin grai românesc. Leonida Lare. Ce frumoasă și cuprinzătoare este ploaia de visuri. Își toarce firul din adâncul celest și îl răsfiră cu dărnicie în spațiul terestru. Însă știu să se spele pe față și pe suflet cu picăturile ei doar cei aleși de providență. Visarea creativă ține de natura sufletistă a fiecăruia și nici într-un caz nu poate crea cu adevărat cel care nu-i generos, nu-i blând și răbdător. Să trăiești din visare și cu visare nu-i ușor, dar pentru cei aleși ea este un semn de potențial sigur. De aceea lipsa stării onirice la un anumit moment e dramatică, pentru că lasă un gol dificil de acoperit, imposibil de completat cu altceva. O visătoare incurabilă a fost Leonida Lare. Îmi amintesc în anii de studenție, când frecventam cenaclul literar municipal, poeta fiind prezentă la ședință, în timp ce lectura versuri, careva din public a întrebat: cine e domnișoara? Din sală i-au răspuns prompt și clar: e cea care va fi mare ca Eminescu. Și Leonida Lare a ajuns mare, însă ca ea. Căci a avut un rol deosebit în soarta neamului. A fost un veritabil tribun. În grațioasa-i făptură se înscria atâta curaj civic și dorință de a face dreptate, că ar fi fost suficient și pentru 10 bărbați. Iar visul ei măreț a fost să-și vadă țara împlinită istoric și adevărul triumfând pretutindeni, dar mai ales în Basarabia natală. Tunet i-a fost vocea, iar tribuna soclu monumental, dar în același timp a manifestat hărnicie de furnică, frumusețe de zeiță și zicerea aleasă în scrierile sale, încât și proza dumneiei într-o anumită măsură e poetică. E sinele investit în diverse roluri, antrenat într-un dialog intim cu lumea filtrată prin sine, o lume integră, bogată în diversitate, originală, inconfundabil și nostalgică. Poeta permanent și-a răvnit și dăruit bucuria toată, fără rezerve. În poezia Prevestire, spre exemplu, este evident felul de a invoca divinitatea întru binele neamului, dar nu orbește, ci condiționat când Domnul răspunde. Citez: și aud, eu îndoi timpul și să trăiți în pace, dar fiți precum vreau eu. Am încheiat citatul. Citatul din final, expus succint, a fost motivat prin cele 4 strofe care reprezintă în parte câte un aspect, cel cotidian, cel ecologic și cel social. Concentrând zicerea prin simboluri, poeta a reușit să convingă cititorul în necesitatea nobleții și importanța aspectului moral. Leonida Lare, prin imagini variate, creează autenticitatea tabloului, impunând lectorului și un efort cerebral prin explicitul care alternează cu implicitul, reliefând distinct mesajul. Textele sunt dozat ornate cu metafore și epitete încadrate organic, curgând cu o naturalețe greu de contestat, ceea ce de obicei vizează doar poezia inspirată, scrisă intuitiv, din harul zicerii. Zăpada îngerilor cade peste noi, spontan și permanent din versurile și prin versurile poetei. Chiar dacă m-aș referi la ultima culegere, ce din titlu ne vestește, numai în ceruri. Deci putem contempla cum, citez, un înger trecea prin seară, prin ploaie, necaz, noroi, și arepa lui stelară se atinse încet de noi. Un înger trecea prin seară. Am încheiat citatul. Autoarea știe a puncta exact stările ca să cuprindă necuprinsul
doar în 12 catrene, în care, pregătind fundalul, reușește apoi să prezinte satul, biserica, cu o înțelegere apostolică. De altfel, cum se contemplează frecvent aspectele satului de către însăși poeta. Leonida Lare și-a ales și continuă să aibă un loc aparte în literatura română de poet tribun, visător, sincer, credibil, dar și de cetățean de onoare al neamului, adunat sub steaua eminesciană, ceea ce pare semnificativ dacă ne referim la vecinătatea temporală a marcării evenimentului. Cât despre atemporalitate, putem afirma că doar timpul călătorește, o remarcă creația. Evident, după merit. De aceea, astăzi e oportun să vorbim despre Leonida Lare în ipostaza zăpezii îngerilor din Grai românesc. Mulțumesc mult!